Pentru că poate să fie o astfel de muzică. S-a creat astfel de muzică. Un rocker ar asculta și pentru el starea de frumos ar fi acea stare care îi exaltă într-un anume fel structura fizică, energetică și psihică și mentală într-o anumită gamă specifică. La care ei să spună, da, este frumos ce mi se întâmplă în ființa mea. Și anume, dau din mâini și alerg și îi strâng pe toți în brațe și mă manifest liber și sunt dezinhibat și aceasta pentru mine înseamnă frumos. Dar ca vibrație e mai... Ca vibrație, în mod categoric se poate spune că muzica aceea este inferioară. Ca vibrație, muzicii acelea care, v-am spus, în primul caz ar putea produce o anumită trezire a conștiinței superioare. Atâta timp când ne aflăm la nivelul senzorial, de ce? Vreau să vă explic mai clar. De ce, practic, lumea este atrasă, și mai ales tinerii, sunt atrași de această muzică incisivă, cu acorduri foarte puternice, date la maxim, cu instrumente care sunt foarte diferite și uneori chiar disonante din nefericire. Pentru că le produce o dinamizare energetică foarte rapidă la nivel eteric, direct, foarte rapid. Da? Asculți muzica aceea și intri într-o trepidație. Da? Ritmurile acelea, pam, 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 deci te bag în trepidație. Ființa stă pe scaun și simte vibrația, da? O traduce așa, dar este o vibrație inferioară. În cazul celălalt, acea ființă n-ar fi exaltată vibrator inferior pe structurile eterice și chiar fizice, ci ar rămâne într-o stare în care spiritul său este cel care este atras și ar putea să rămână într-o stare dincolo de planul fizic, să fie transpusă într-un univers non-fizic. Înțelegeți despre ce este vorba? Ori haideți să vedem un tânăr, un copil. De ce ar fi atras acum? De starea aceasta de pace, contemplativitate a unui mistic în care stă înțepenit, nici măcar n-ar putea să înțeleagă, nu poate încă reverbera la ea. Deci nu este cultivată în structura sa acel ceva care în momentul când ar asculta o astfel de muzică să rămână puțin în liniște. Pentru că din capul locului, structura sa mentală fiind agitată, ea trăiește o stare de a-i repugna această, să zicem, acest calm sau aceste instrumente sau acorduri ale muzicii clasice. Da. Deci îi repugnă. Ea are un sentiment de repulsie față de această muzică, pentru că ea nu trezește acel ceva care știe ea că ar trebui să fie trezit. Și spune, este o muzică proastă. Nu stimulează nimic în mine. Nu stimulează pentru că în ea nu sunt trezite structurile care să reverbereze la acea vibrație elevată. Aceasta este ideea. Și acum, dumneavoastră îi spuneți, nu asculta muzica aceea, dar în același timp ea încă nu are structura prin care dacă ar asculta muzica clasică să zică, vai ce frumoasă este. Așa încât stă de complezență cu dumneavoastră să asculte un concert, după care începe să bată nervoasă din picioare, între timp își pune și căștile ei cu muzica respectivă, face doar act de prezență pentru că ea se simte în vibrație, se simte în viață, pulsând de ritmul specific care pe ea o mișcă. Și ca orice puber, ca orice adolescent sau adolescentă, muzica aceasta sigur că stimulează în ea un anumit gen de senzație mai tare, mai plăcută. Plus anturajul, care tot emite această frenezie a dinamismului acesta eteric, hormonal. Dar nu categoric. Și ceea ce a ascultat mică în mediul familial. Păi, dacă de mică ea a ascultat în mediul familial o muzică, dar pe urmă ea a uitat-o, pentru că acum anturajul este foarte puternic,
dacă ea se manivine cu un CD, cu muzică clasică, zice, haideți fraților, am ascultat destul rock, haideți să vă pun și eu ceva. Și ea fac o figură de aia de, pleacă de aici, că de-o lavă de... Nu mai pune mâna pe CD player, nu mai ai voie să-l atingi, noi ascultăm și petrecerile lor se compun în felul ăsta și felul de a fi, anturajul, modul în care petrec timpul se produce de așa natură încât mental ei reverberează numai la frecvența vibratorie a muzicii rock. Este clar că ei resping altceva. Chiar dacă mai de mult au ascultat puțin pe acasă. Nu ar trebui să se alipească unui astfel de anturaj dacă de mic. Eu așa văd lucrurile. Vă spun că în cazul de fiică mea n-a fost. Adică de când am fost, nu pot să cred așa ceva. Iar până acum 2-3 ani mergea cu mine la operă și la concert. Deci eu vă spun categoric că deci puterea de influență a mediului, în această cauză spune că lumea este tentant, seducătoare și fascinant. Deci iată, deci puterea de seducție, de fascinație a mamei se pierde. Și mama stă așa și se uite, eu care până acum am făcut și am dres, pe care mă iubeam și mă drăgăleam cu fiică mea și nu îmi vine să cred, parcă este alt om. Șocul mamei este cumplit. Văzând că ea care a fost sursa față de care ființa, copila, a nutrit mereu o legătură sufletească, de toate felurile, emoțională, fizică, energetică, deodată mama simte că ea nu mai este sursa interesului acelei copile sau acelui copil și că, mai mult decât atât, lumea exterioară este cea care o seduce, care o fascinează și prima oară apare o senzație de negare. Nu este adevărat ce se întâmplă cu copilul. Este anormal. Dăm pe partea mediului, pe anturaj, dăm pe toată lumea vina că ceva se întâmplă cu copilul nostru. Nu este așa. Am spus, lumea exercită o mare putere de fascinație. Anturajul de asemenea. Iar noi suntem în gama de obișnuit. Noi deja suntem cunoscuți. Copiii vor să cunoască lucrurile noi, să perceapă lucrurile noi, ființele noi, vor să socializeze în alt mod decât o fac acasă cu prietenii și cu rudele cunoscuții părinților respectivului copil. Deci ei vor să cucerească lumea. Și o fac în maniera aceasta, sigur, necultivată, pentru că aici liniile de forță sunt cele care sunt deja structurate. Deci muzica rock e trendul actual, se merge pe muzica rock. Nu este un alt gen de... Mai este muzica aceasta New Age, care și ea poate să prindă pe anumite zone. Da, de așa, mai rafinate, în cazul unor tineri. Da, muzica clasică și ea. Dar vedem totuși, la ora actuală, accentele acestea orientale, manelistice, care există ca niște producții proaste și false și chicioase în gama aceasta de producție muzicală, abundă. Și te întreb, cum este posibil? Oamenii nu mai își amintesc de un bun simț așa auditiv. Da. Deci, iată, s-a produs această decădere, această degenerare în planul gustului muzical. Da? Este la modă chestiunea aceea, se cântă chestia aceea. Mergem la concertele aceluia. Apare altul. Vedetismul acesta generează exact un anumit gen de influență și de acceptare, de receptivitate și ajungem ca dacă ne spun trei prieteni că acum cu tare vedetă s-a lansat și că are un cântec de succes, imediat gata și noi îl ascultăm și da, e adevărat, e foarte bun, hai să, gata, mergem, facem, cântăm, mergem la toate concertele lui. Deci iată cum se produce acest lucru. Deci este foarte greu, la urma urmei, de produs o educație constantă în a cultiva acest simț al frumosului, al gustului, al bunului simț, care să fie integrat, corespunzător pe toată gama de manifestare a celor cinci simțuri. Da?